Cei care s-au născut în Zodia vor avea între 8 și 9 februarie probleme legate de bani. O abordare energică, autoritară, nativii își vor cere drepturile vehement, sunt și aspecte legate de salarizare. Acolo încă este Marte, deci latura conflictuală este activă, sau va fi și mai activă, sau va fi abia acum activată dacă nu a fost uh, vorba. Tot timpul cât Martea a traversat casa, a șasea, deloc de vreo nemulțumire. Da, iată, vin evenimente, societatea se mișcă, legislația se schimbă și apare brusc ceva care uh, dinamitează un statut destul de sigur din punct de vedere material al unora până acum. Stăm sub semnul surprizelor și din perspectiva lunii pline în leu din 9 februarie, care se reflectă în felul în care se vor desfășura lucrurile în cele două sectoare ale banilor, banii câștigați din muncă proprie, dar și alte forme de venituri, să le spunem redevențe, procente, tantieme, cote succesorale, Lucruri care au legătură și cu alte persoane sau instituții. Acolo e un element surpriză. Elementul poate să îmbrace orice formă și orice aspect. Relații individuale de la om la om, relații de familie, dacă e vorba de o moștenire, un divorț, un partaj, relații contractuale, dacă e vorba de un conflict între nativi și asociați, dacă este vorba de o firmă sau dacă este vorba chiar de relația cu statul și atunci se poate vorbi de niște constatări care inflamează spiritele, scot din sărite și îi pun pe unii dintre cei născuți în zodia să intenteze una sau mai multe acțiuni, să dea în judecată pe toată lumea care l-a supărat, l-a nemulțumit, l-a prejudiciat. Între 10 și 11 februarie, fel de a vorbi destul de cumpătat, Dorința de a avea argumente, de a ști ce spun, de a ști pe ce se bazează, dorința de a vorbi cu oameni dintr-o postură oficială, reprezentanții ai unor instituții, ai statului, nevoia de a obține documente modeste ca importanță, certificate, aprobări, chitanțe, etc. Între 12 și 13 februarie efort de menținere a echilibrului în viața de familie prin tehnica indiferenței. n un, nu văd, nu mă bag, nu răspund, la asta mă gândesc mâine să facă ce-o vrea, pe mine nu mă mai chemați la astfel de situații, eu nu am ce să spun, ce am avut de spus, am spus. Derobări, pașii înapoi, extrageri din conflict, din situații complicate, pentru a nu le amplifica, mai ales că ele cel puțin în perspectiva celui născut în zodia aracului, par și gratuite. La ce să mă bag, la ce să mă enervez, de ce să mă mai duc acolo doar ca să mă supăr și așa nu ține nimeni seama de ce spun eu, e inutil să mă duc, le-am explicat, nu vor să înțeleagă. Cunoașteți panoplia de replici și de situații, ea este tipică pentru ceea ce se uh, întâmplă acum și mai mult decât atât, nu doar că e tipică, ea este... Uh, pornită așa din adâncuri și alimentată de niște mesaje negative care vin din opoziție de la Luna Neagră Chiron și de la Planeta Venus, care începând cu 8 februarie va începe să transiteze casa a 10-a. Bun, pe fond este casa carierei, dar aceste trei posturi astrale se vor afla întreaga săptămână în conjuncție. Două câte două și toate trei la un loc. Această triplă conjuncție absoluta aiuritoare, complicată, subiectivă, pătimașe, certăreață, este cea care bombardează, cea care creează niște culoare de stres, e puțin spus ce stres, e minimum stresul, niște culoare de conflict în care doza de absurd, de nedreptate, de lipsă de obiectivitate, de incapacitate de a înțelege sau de a accepta adevărul, realitatea și evidența, sunt mari, sunt la cote foarte mari. Înțelegând acest lucru, cei născuți în zodia aracului se protejează și nu vor să mai amplifice, au acest feeling, au această presimțire, își dau seama că de acum încolo această situație de natură patrimonială, familială, locativă, imobiliară, este greu de rezolvat, și orice intervenție în această perioadă este de natură să îi schimbe lui atât de mult starea de spirit și să îl șubrezească, încât, cum zice românul, numai pentru asta n-am chef să mă îmbolnăvesc eu acum. Adică, simte că ecoul asupra organismului este prea mare, impactul asupra fizicului, stării fizice și psihice este prea profund ca să merite ce? Că au ajuns la face pentru o sumă mică sau pentru o chirie e neesențial. Dar rețineți, situația este provocatoare și ea durează cu intensificări, cu oscilații până pe 5 martie. Începând cu 14 februarie, secvență marcată de două rânduri de trigoane regale pe semne de apă, multă sensibilitate, intuiție, am mai vorbit despre ea, ei acționează pe toate planurile, multă inspirație poetică sau sensibilitate artistică, ceea ce le permite unora să fie foarte bine pe scenă, în fața publicului sau în fața unui auditoriu. Pot să fie profesori sau pot să fie conferențiari sau pot să fie lideri de opinie. Mă rog, și poate și politicieni, deși aici ar trebui să fie vorba de o miză mare și cu miza mare pe acest context astral nu se poate desfășura cu mijloace blânde, înclinăm să scoatem, să ștergem zona politicului, care de drept ar fi, ar aparține acestei uh, împărțiri astrologice, dar noi credem că, fiind vorba de mai multe planete de apă, această blândețe, această delicatețe, această superioritate morală devine incompatibilă cu mecanismul politic însuși, deci pe acesta îl scoatem din calcul. În sfârșit, revenind la poziția planetei Venus din casa a 10 -a, care v-am spus că va sta aici până pe 5 martie, trebuie să mai subliniez, dincolo de celelalte nemulțumiri de care am vorbit, și rolul benefic sau protectiv sau șansa pe care o aduce pe com propriu, Într-o evoluție profesională. Posibilitatea să aibă un mic succes, să aibă un spor de imagine, să iasă dintr-o încurcătură, să li se ofere încredere sau un statut special, să li se deschidă o ușă, să poată avea un dialog coerent cu persoane importante dintr-o ierarhie în care ei sunt integrați și care să aibă impact asupra viitorului lor profesional.